vă mulțumesc și eu că rezistați. Esențele tare se ține în sticle mici. Asta este o sticlă mică, dar esența e foarte tare. Și e o carte a cărei dimensiune contrazice profunzimea. De obicei, când deschidem o carte, așteptăm ca autorul ei să ne ducă undeva. Noi suntem pasageri, de obicei. În cei trei muschetari, suntem în Franța, facem un drum până în Anglia, ne întoarcem în Franța și asistăm la niște aventuri. Și participăm, e mult spus participăm, asistăm detașați la ceea ce se întâmplă acolo și ținem de obicei partea binelui, deși personajele cel mai bine conturate sunt negative. Există însă și tipul de carte care te invită să gândești, să participi, să judeci, să faci racorduri, să faci asocieri literare sau istorice, filozofice sau comportamentale, de mentalitate sau de percepție. Și cred că Sărbătoarea Neînsemnătății, nu cred, sunt convins, că face parte din această categorie. Este o carte bigudiu, da? O carte care îți somează sinapsele și neuronii. Nu e o lectură comodă, deși are doar 100 de pagini și deși este tradusă splendid. Se vede mâna poetului, se vede mâna omului sensibil, se vede mâna omului talentat și cu rafinament și în descifrare și în scris la Ioana Părvulescu. Cu toate astea, este o carte care te solicită, adică nu citești în fotoliu cu o băutură alături și cu un televizor de la care se aude ceva. De ce spun asta? Pentru că aveți, de exemplu, un permanent patinaj între sensuri. Aveți explicitul de o parte, ascunsul pe de altă parte, așa cum chiar Ioana o face într-un articol foarte, foarte bun, apărut în România Literară săptămâna trecută. Un articol care nu vă lămurește despre ce e vorba în frază, pentru că articolul ar deveni împreună cu cartea inutil, dar vă dă niște instrumente de explorare cu totul și cu totul precise și utile. Și exemplul pe care îl dă Ioana este cuvântul bronze, care înseamnă și bronzat și din bronz. În permanență trebuie să ne așteptăm la un al doilea sens. Trebuie să citim cu două perechi de ochelari, pentru că dincolo de epiderma textului mai există ceva. În al doilea rând, cartea aceasta apare deloc întâmplător la 60 de ani de la moartea lui Stalin. Deloc întâmplător, Stalin este personaj aici, deloc întâmplător avem chiar și pe copertă un joc de păpuși, niște marionete trase de un păpușar. Și cred că putem descifra aici și o întrebare pe care Kundera ne-o adresează și la care ne invită să răspundem cu privire la istorie și la sensul ei. Ce facem, credem? Credem în tot ce ni s-a predicat, credem în varianta oficială, credem în cunoștințele pe care le-am acumulat, suntem convinși că așa este. Astăzi dimineața am avut o discuție cu elevii care le spuneam. Sigur că putem crede în documente, dar nu știu dacă istoria nu e cumva doar o suită de înșiruiri, de versiuni autorizate. Asta pare să transpară și din această carte, pentru că dacă luați manualul de istoria României din anul 1985, veți afla lucruri minunate despre sinteza dintre iluminism și renaștere, care a răspuns la numele de Nicolae Ceaușescu. Asta când aveați curent și vă puteați lămuri despre ce e vorba în manualul de istorie. Și mai e ceva. Tot apropo de istorie, există acele puncte de observație despre care vorbește și Ioana în articol și care se văd foarte bine în roman. Privim cu ochi diferiți același lucru. De aici interpretările variate, de aici anumiți muguri ai conflictului sau ai disensiunii, în cel mai bun caz ai dezbaterii, și ceea ce ne ajută să clarificăm lucrurile în optica lor firească este sentimentul. Nu prejudecata, ci mai degrabă prietenia. E o carte care alunecă dintr-un plan în altul și o carte care în același timp e, cred, foarte dragă comparatiștilor, pentru că în ea găsește coul. Uneori din Eugenie Ionescu, alteori din Becker, alteori din Molière, alteori din Proust. Sunt tot felul de trimiteri, tot felul de racorduri care fac din această carte o sărbătoare, dar nu o sărbătoare a neînsemnătății, ci a cititului. Neînsemnătatea însăși invită la o familie de cuvinte care cred că privilegiază cuvântul neînsemnat. Ce este neînsemnat, de fapt? De ce suntem neînsemnați? Pentru că nu avem contur sau relief, pentru că nu reprezentăm nimic, pentru că suntem niște parameci,
sau pentru că nu s-a pus asupra noastră un semn, că nu am fost investiți, că nu ni s-a dat o misiune pe care să o asumăm. Cum spuneam, e un joc de ambiguitate dincolo de teoriile lui William Emerson, e un joc de lumini, e un joc de inteligență, este un roman de plan 2 în care Kundera parcă ne întreabă, mă mai vreți? Că eu mai pot să fac. Sunteți cu mine în continuare, mă urmăriți, aveți nelămuriri, e foarte bine că le aveți, încercați-le, încercați și elucidați-le prin scris și printr-o privire proaspătă și asupra trecutului și asupra ceea ce ne înconjoară. Vă mulțumesc încă o dată pentru răbdare și las să vorbească pe Radu Vanca.